Ce scor vă propuneți pentru data de 6 decembrie? Eu sunt convins că după alegerile locale, PMP situindu-se ca număr de aleși locali după PSD și PNL, avem perspective să creștem foarte mult, într-un simplu motiv, pentru că oamenii s-au cam lămurit cu oferta pe care o au celelalte partide. Și cred că am început din ce în ce mai mult să inspirăm încredere și faptul că avem angajamente pe care le susținem până în pânzele albe, începe acest aspect să-i convingă pe români că merită să ne acorde încrederea. Sigur că alegătorul este cel care face diferența și îmi doresc foarte mult ca pe 6 seara să reușim să ne bucurăm de un rezultat pe care nu l-am mai avut partidul până acum. Și există perspective în acest sens. Sigur că îmi doresc voturi cât mai multe. N-aș vrea să intru într-o speculație legată de procente. Dar o scorțintă sigur aveți. În mod obligatoriu. Care ar fi acel? Păi, dacă am lua un scor cu 2% peste alegerile locale, ar fi foarte bine.